Chiar dacă în turul 3 al competiției nu au intrat și echipele de Liga a doua, sorții nu au fost deloc favorabili formației buzoiene. Viitorul va întâlni cel mai dificil adversar posibil în cele 35 de grupări care au intrat în urne în această fază a Cupei României. Echipa pregătită de Cristi Lupu nu a jucat în primul tur, iar în turul al doilea a trecut de formația prahoveană Compet Cireșu, scor 5-3 după executarea loviturilor de la 11 metri. La ora partidei cu Dinamo, staful tehnic buzoian s-ar putea confrunta cu o problemă majoră. Foarte probabil echipa nu va fi înscrisă în Liga a treia, ceea ce ar face ca cei mai buni jucători ai echipei să plece. Nicoară, Alin Iacob, Manea, Nicola, Mihălcescu sunt câțiva dintre ei, iar Cristi Lupu s-ar putea să fie nevoit să folosească mai mulți juniori sau jucători care au prins rar echipa sezonul trecut în Superliga Județeană. Asta în condițiile în care Viitorul întâlnește o formație cu cei mai promițători tineri ai lui Dinamo. Mai mult, antrenorul bucureștenilor, Florin Bratu, este foarte posibil să folosească jucători de la prima echipă, având în vedere că aceștia nu vor avea meci în acea zi. Este vorba de portarul Samoilă și jucătorii de câmp Darius Buia, Nedelcearu, Adrian Popa și Ștefan Mardare. Partida dintre Viitorul Locomotiva Buzău și Dinamo 2 va avea loc miercuri 13 august pe terenul sintetic Cornel Negoescu din Complexul Sportiv Gloria de la ora 17:30.